Este un articol în lege și e ultima întrebare care vorbește despre imobilele și aparatura medicală aflate în administrarea unor spitale publice care se reorganizează și devin disponibile. În cazul acestei reorganizări, imobilele și aparatura pot fi închiriate sau concesionate unor persoane fizice, juridice. Ce înseamnă? Haideți să citim în continuare. Pentru în scopul organizării unor furnizării de servicii medicale, asistență socială. Deci de aceea v-am rugat să continuați, pentru că sensul pentru care a fost introdus această prevedere, a fost tocmai pentru că exista posibilitatea aceasta, dar nu era prevederea legată de faptul că trebuie să fie, activitatea care se va desfășura acolo trebuie să fie cu scop medical. Iar această prevedere este există și în acest moment în legislație, în legea 95. Deci n-am făcut decât să o preluăm. Există... De ce înseamnă practic reorganizare? Pentru că se schimbă ceva foarte important față de legea 95. Spitalele devin autonome și financiar și din punct de vedere al managementului. Un spital autonom financiar și din punct de vedere al managementului care reușește să își reducă capacitatea de internare continuă, transferând o bună parte din servicii medicale în asistența ambulatorie sau în internarea de zi, are la un moment dat disponibil un imobil. Acest imobil va putea să îl concesioneze, dar numai pentru servicii de unei clinici private, da, de exemplu, nu? Da. Deci, oricum, posibilitatea există legal. Ceea ce am făcut noi prin această prevedere a fost să limităm această posibilitate la servicii medicale. Și credeți că nu există posibilitatea ca astfel de imobile, de exemplu, și aparatură medicală să fie concesionată la un preț sub piață, dând naștere astfel mecanismului binecunoscut de preluare a unor active de stat? Există, sigur, și această posibilitate, dar aici intervine o limitare extrem de severă, pentru că aceste, lucrul ăsta se întâmplă doar în zona medicală. Aceste spitale, e adevărat că vor avea niște competențe foarte lărgite, dar în același timp și responsabilitatea va fi proporțională. Deci, în momentul în care un astfel de manager de spital va face această reorganizare incorrectă, atunci el va trebui să răspundă în fața Consiliului de Administrație. Care Consiliul de Administrație deja în jumătate din cazuri este numit de către autoritățile locale. Și aici am avut discuții, dacă doriți, și vă spun care au fost argumentele pro și contra. În momentul în care o autoritate locală are în responsabilitate managementul unei unități spitalicești, ce înseamnă acest lucru? Decât faptul că ea poate să își impună o viziune în proiectele strategice ale unității respective. Și ca să poată să facă lucrul ăsta, trebuie să aibă posibilitatea unui vot suficient de puternic în Consiliul de Administrație. E limpede. Și în același timp să închidă ochii, nefiind controlat de nimeni dintr-o zonă centrală, să închidă ochii în privința unor astfel de oportunități de preluare. Pentru că stau și mă gândesc, un spital alege să-și închidă secția de ortopedie din considerente economice sau și exact în acel spațiu apare o nouă secție de ortopedie, de data aceasta a unei clinici private condusă de... Sunt de acord, dar posibilitatea aceasta există și în acest moment, iar responsabilitățile ajung la un moment dat la nivel penal. Deci putem să pornim de la ideea că se vor putea întâmpla astfel de lucruri, dar în același timp trebuie să ne gândim că statul are niște instrumente, niște mecanisme și niște instituții care trebuie să intervină în astfel de situații. Întrebarea este atunci, de ce există acest articol? Care este beneficiul unui astfel de articol? Repet, răspunsul l-am dat la începutul întrebării. Încercăm să limităm o astfel de posibilitate strict la domeniul medical. Deci nu dorim de ce ca... să nu o tăiem de tot? Pentru că în cazul în care... ea există legal, deci prevederile altor legi speciale prevăd faptul că astfel de imobile sau aparatură sau așa pot să fie comercializate. Dar noi ne-am dorit ca ele să fie comercializate sau ca să fie concesionate în scopul medical. Mulțumesc frumos. Înainte de a încheia, însă
Vreau totuși să vă întreb, sunteți optimist că această lege va trece prin Parlament în sesiunea parlamentară din toamnă? Da sau nu? Dacă este vorba să fiu realist, atunci ar trebui să fiu pesimist. Acesta e răspunsul meu.